Întâmplarea a avut loc în această dimineață în jurul orei 7.30 pe drumul dintre Câmpul Lung și Godeni, care a fost reabilitat de curând. Conducătorul unui autoturism marca Volvo nu a fost atent la drum, după ce un pui de urs i-ar fi ieșit în fața mașinii. Distras fiind de animal, a fost de ajuns un moment de neatenție, iar mașina a lovit un cap de pod au fost anunțate autoritățile, iar la fața locului au ajuns un echipaj al ambulanței Smurd și un echipaj al pompierilor câmpulungeni cu o auto specială cu modul de descarcerare. Nevoie de intervenția paramedicilor a avut o minoră de 16 ani care a fost transportată la spital pentru mai multe investigații. Polițiștii biroului rutier au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc incidentul.